tombait de tout son poids au-dessus de la rivière. Je rangeais mes cannes, on ne voyait plus que du feu. Je l'ai vu s'approcher la tête ailleurs dans ses prières. Il m'a semblé voir trop briller ses yeux. Je lui ai dit, si tu pleures pour un garçon, tu seras pas la dernière. Souvent les poissons sont bien plus affectueux. Va faire un petit tour, respire le grand air. Après je te parlerai de l'amour, si je me souviens un peu. C'est ce que je voudrais savoir. Et j'ai dit, viens t'asseoir dans la cabane du pêcheur. C'est un mauvais rêve, oublie-le. Tes rêves sont toujours trop clairs ou trop noirs. Alors viens faire toi-même le mélange des couleurs sur les murs de la cabane du pêcheur. Viens t'asseoir. Faire tous les bruits qu'elle veut. Y'a sûrement quelqu'un qui écoute là-haut dans l'univers. Peut-être tu demandes plus qu'il ne peut. Oh, elle m'a dit. Elle a dit, justement, c'est ce que je voudrais savoir. Et j'ai dit, viens t'asseoir là. C'est un mauvais rêve, oublie-le. Tes rêves sont toujours trop clairs ou trop noirs. Alors viens faire toi-même le mélange des couleurs. Vreau să vă mulțumesc că ați venit. Sunt aici și sunt mai multe specialități, mai multe, sunt și pictori și ingineri și juriști și așa. Și sportivi și mai așa. Deci încă o dată vreau să vă mulțumesc că ați venit la expoziție. Vreau să mulțumesc celor care au expus lucrări pe Simeze. Îmi pare bine că au acceptat să expună. Noi încercăm să, în continuare, să mergem pe aceeași linie de a promova nu numai artiștii consacrați, să zicem așa, care au ajuns la o vârstă deja, care nici nu mai au nevoie să fie promovați. Încercăm să promovăm tinerii artiști, tinerele talente. Până în 60 de ani. Și pe. Peste, bun, deci încă o dată vă mulțumesc și o să-i dau cuvântul domnului Petre Ghergu sau domnul Copucar. Îmi pare rău, nu poate că vorbesc eu, că mă vă să duc. Vorbesc, dar spune. Vreau să mulțumesc tuturor participanților care au răspuns chemării a mele, practic, prin doamna Pandelescu. Expoziția de pictură 10 cu 10 plus. Prima ediție a fost la Palatul Șușu. Unde nu numai că nu s-au vândut, dar s-au furat. Așa că dânsul este cel care... Care le-a furat. S-au furat. Dar din aia mea, că prea l-am lăudat la deschidere, că a zis că e pentru prima dată când apare un autor la prima expoziție și necunoscut și a zis, feriți-vă că e bun. Așa s-a venit de aia lucrarea. Ca să nu odată să vorbesc valiura, am scris două pagini, să nu depășesc timp.
Toți artiștii râvnesc după profunzime și împlinire. Fără să știe, artiștii duc cu ei o profundă osârvie divină. Pentru artiști, arta este o stare, o etapă, o iluzie, o nădejde, o speranță, o binefacere, o motivație la glorie, un motiv pentru care trăiesc, o dorință, o mare dorință care se transformă în realitate. Rezultatul muncii artiștilor, în cazul nostru 10+10+, este o artă frumoasă și binefăcătoare. Sentimentele omenești se împletesc și se suprapun de la exaltare la durere și de la visare la logică. Lucrările expuse exprimă multă lumină, lumină trădată de sufletul nobil al artiștilor. Nu poți crea lucrări frumoase dacă nu ai un suflet nobil și dacă nu iubești oamenii și arta. Artiștii, la rândul lor, au nevoie de dragoste. Dragostea care înaripează creația. Cum să zbori cu o singură aripă? Toți colegii și prietenii care au expus în această frumoasă sală Elite Prof Art sunt deja cunoscuți și au participat la multe expoziții. Bravo și cinste lor! Mulțumim familiei Pantelescu pentru frumoasă locație și pricepere în organizare. Printre noi se află și lucrări ale unei pictorice și poetă care a decedat în urmă cu circa 18 ani, în urma unei cumplite suferințe. În timpul suferinței a scris și a pictat. Este vorba de doamna Liana Ivanciu. Și aici îmi permit să vă citesc o poezie de citit la căpătâi, pagina 145. Sunt două strofe. 145, dar chiar acolo s-a deschis. La căpătâi. Lumânare, lampă mică, fumegii lângă tâmpla mea și cu facla ta de aur pâlpâi, precum inima. Stai în speșnic resemnată și dispar puțin, acum, și te stingi, apoi deodată ești tovarășe de drum. Este excepțională. Eu dorm cu această carte la căpătâi și citesc în fiecare zi și am mai pus și alte lucruri, dar vă dau lacrimi. Deci un om care superea, știa că nu se mai face bine, a pictat 18 lucrări în care soțul dânsii Nu mai plângeți de acolo. Și mare la aranjar și întâmplarea a făcut să mă cunoască și merge cu noi oriunde, nu scoate lucrările din casă, are copii seloc, 3 bucăți, așa că să nu-l criticați, că nu le are nici să le vândă, nici să iasă. Așa, bun. O frază care am găsit-o și nu vreau, am pus-o în ghilimele ca să nu fiu acuzat de plagiat. Pentru asta îți trebuie timp ca să o creezi și timp ca să o înțelegi. Mare lucru. Atât dacă spuneam, nu mai trebuia să scrie toată cartea. Așa. Doamna Lianu Ivanciu a știut să aprecieze fiecare bucurie a vieții. Oricât ar fi de mică bucuria, a știut să o găsească peste tot. Bucurii există, trebuie să știi să le cauți, să le descoperi și să împarți oamenilor. Asta este sarcina artiștilor din orice domeniu. Mulțumesc pentru ajutorul neprecupețit al artistei Alina Manole, care dânsa întotdeauna face aceste pregătiri și pentru care eu sunt foarte mândru de dânsa și închei adresându-vă că sunt mândru că sunt contemporan cu voi toți. Aș vrea să spun și eu câteva cuvinte, puține, scurt. Mulțumesc în primul rând Galerie Elite Prof Art, apoi domnului curator, artistul plastic Virgil Cojocaru Cover și tuturor artiștilor expozanți. Expoziția de față se găsește la cea de-a doua ediție. Prima sa ediție a fost la Palatul Șurii. Acum avem parte și de ceva lucrări noi, dar la fel cum am fost obișnuit și acolo, avem parte de acel studiu academic, un studiu academic al peisajului, al corpului uman, dar sunt și lucrări ale artei contemporane, lucrări abstracte, cu o puternică încărcătură filosofică.
Aș vrea să vă mulțumesc încă o dată tuturor și să vă permit să-mi permiteți să dau citire numelor artiștilor. Alexandru Smarandache, Alina Manole, Constantin Tanislav, Doina Ionescu, Giulia Creci, Lia Sturgoiu, Liliana Ivanciu, Lorena Sudriu, Lucian Dobrescu, Maria Joarba, Mariana Lungucescu, Martina Grigoriță, Nicolina Carolo, Petre Chira, Petre Ghiercu, Radu Dărângă, Ștefan Pelmuș, Steluța Nistorescu, Teodor Vescu, Gheorica Teodorescu, Virgil Cojocaru și încă doi artiști care sunt prezenți pe Sinete și mă refer aici la Andra Nenciu și Amara Nahat, care ne-au obișnuit cu prezența lor în spațiul cultural, în spațiul artelor vizuale din București. Vă mulțumesc tuturor și vă invit să contemplați expoziția. Și a putea descrie expoziția, dacă suntem plus 10 și încă plus, ești mai bine. Domnul Petre China, uitați-i tabloul de acolo. Mulțumesc frumos, sunt onorat, nu am vrut să vorbesc, dar pentru că Virgil Cojocaru, așa este el, un suflet mare. Virgil Cojocaru, n-a spus nimeni lucrul, sau o să spun eu, este omul care vinde în fiecare lună la Goddard câte o lucrare. M-a dus și pe mine acolo cu lucrările mele, au plăcut, dar pentru că nu erau semnate Hooper, m-a dat afară. Și chiar așa s-a întâmplat. I-a zis, ce faci, Virgile, te semnezi chirea? Zice, nu mă, e unul care a plecat în Germania, zice, și am niște lucrări, vreau să fac zice, mare. Da, și la urmă mi l-a pus în brațe și m-a dat afară. Nu eu. Normal. Deci, Virgil Cojocaru este un... Vreau să mai spun că orice artist care expune pe Sinete aici ar trebui să fie onorat de ambianța selectă a Galeriei Elite Profart, unde gazde primitoare sunt soții Pandorescu. Ne faceți celebrii dumneavoastră. Mulțumim frumos. Și noi pe ei. Da. Corect. Da. Mulțumim frumos, Alina Manole, pentru efortul tău de fiecare dată pentru afișe și nu numai. Mulțumim frumos, Petre Ghiorgu, pentru cuvintele frumoase. Mulțumesc frumos tuturor celor prezenți. De fapt, noi vă mulțumim pentru spectacolul de culoare oferit, la care participăm cu sufletul plin și suntem alături de voi, Ever. Cum mult drag! Mai vreți dintre dumneavoastră să vorbiți, acum să o facă, că avem o grădină minunată. Acolo să stăm mai lejer de vorbă. Mai aveți ceva în urmă? Mai am niște figuri de vină. Nu te furtești. Da, deci vă rog, dacă vreți, dacă vrea cineva să mai spună ceva, sigur că da, nicio problemă. Dacă nu, putem să mergem afară, e mai aer și mai... A vrea mai și domnul Marian ne face să ne simțim ca în familie aici, în expoziția Elite. Să intrăm afară. Deja ne cunoaștem, dar suntem prieteni și să intrăm afară. Da. Nu afară, afară în curte. Mulțumim. Avem două uși de ieșire, ca la incendii.